Canada crea o trupă la vanite la nici 20 de ani. Duncan James și Anthony Costa au pus temelia celui mai renumit boyband britanic în anul 2000. În același an, în urma unei preselecții, li s-au alăturat Lee Ryan și Simon Webby. Au debutat cu singlul All Rise în 2001, iar primul lor album s-a vândut în peste 1,5 milioane de exemplare. Cel de-al doilea album nu s-a lăsat mult așteptat și a apărut în 2002. Singlul One Love de pe acest disc a ajuns în topul celor mai ascultate piese ale anului. Un succes notabil a avut piesa Sorry Seems to Be the Hardest Word. Deși a fost scrisă de Elton John încă în 1976, piesa a devenit un hit doar după ce a fost reinterpretată alături de Blue. Lansat în noiembrie 2003, cel de-al treilea album, Guilty, atinge cea mai înaltă cotă de succes în țara natală a băieților. Au lansat în total 8 albume și au câștigat de 10 ori discul de platină în Regatul Unit. Breathe Easy este o baladă compusă de Lee Ryan, cel care a fost supranumit de criticii de muzică băiatul cu voce de înger. În 2004, echipa a decis să se destrame. Felicitări că v-ați reunit. Pot să fiu sincer cu voi? Nici n-am știut că v-ați despărțit. Cât timp ați stat separați? 4 ani. În 2009, formația se reunește, iar în 2011 participă împreună la Eurovision cu piesa I Can. Piese noi și originale, trupa Blue continuă să susțină concerte până în prezent și este oficial una dintre cele mai importante trupe pop din întreaga lume.